Tinerii pasionați de cifre, noțiuni, termeni economici, dar și de lumea mass-media vor putea să îmbine cele două domenii. Astfel, cei care vor opta pentru programul de masterat comunicare și jurnalism economic vor avea posibilitatea să înțeleagă mai bine și respectiv să realizeze cât mai corect materiale ce reflectă tematica economică. În cadrul programului, accentul se pune pe dezvoltarea anumitor abilități analitice și de, aș spune eu, cercetare și interpretare a anumitor date și evenimente, fenomene economice din Republica Moldova. Discipline, practic, din toate domeniile economice. Sunt foarte interesată de comunicare și jurnalism economic din perspectiva că pentru mine jurnalismul e ca un hobby. Pentru mine comunicarea e, nu știu, a doua mea casă. Vreau să lucrez în domeniu, dar vreau să lucrez în mass media și să combin cu economia. Am fost tentată de acest program. Are ca scop de a forma tineri specialiști, jurnaliști în domeniul economic, care vor analiza pe viitor statistica Republicii Moldova, indicatorii țării, pentru ca la rândul lor publicul să fie informat corect. Sperăm să fie un program care să intereseze, pentru că cunoașterea aspectelor economice în tratarea noutăților este foarte important și sensibil pentru, să zic, pentru toți cetățenii. Noi vom avea aici în anul întâi un stadiu de inițiere, jurnalism aplicativ ar fi, în cadrul instituțiilor mass media din Republica Moldova. Noi vom avea doi profesori invitați din România care vor veni să guru în domeniul jurnalismului economic, care vor veni să țină cursuri aici la acest program. Programul de masterat comunicare și jurnalism economic se lansează cu sprijinul programului USAID Reforme Structurale în Moldova, în parteneriat cu Clubul Presei Economice din Moldova.